Bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Astăzi începem tortul pentru Eu am ziua să-l mea. fac în această formă. Așa. Ea are 18 parte de jos și este un pic mai mică pe partea de sus. Și este așa de cât o palmă înaltă. Voi Un face o garaj. glaș de ciocolată. Am ciocolată extra fondentă, așa. Are 50% cacao, smântână 20% grăsime și voi pune și alune de pădure. Tot așa 200 de grame în cremă. Și vom începe cu blatul. Vom avea nevoie de 3 ouă, apoi de zahăr brun. Puteți pune și zahăr normal 95 de grame. Vom mai avea nevoie de 8 grame de praf de copt, un praf de sare, 100 de grame de făină și 90 de ulei. Și vom pune vanilie în blat și în cremă vom pune esență de rom. Și am să dau deoparte mai întâi aici. O să avem Pentru nevoie de cremă. un bol și de un tel unde vom mix, amesteca toate ingredientele și vom pune. Indiferent că puneți făina sau ouăle la început, zahărul, oricum le amestecăm pe toate. Deci nu este o regulă. Le punem pe toate și apoi le amestecăm. Și vom pune 3 ouă. Apoi, deci peste 3 ouă vom adăuga zahărul brun sau zahărul normal, zahăr, 95 de zahăr, un praf de sare, așa, un prăpușor de sare, ia uitați, așa, așa mai aproape. Praful de copt o să-l punem la urmă. Vom adăuga și uleiul. Și făină. Și o fiolă de esență de rom. Nu, de vanilie. Deci în blat punem vanilie și în cremă să punem rom. Și am să pun în blat esență de vanilie, o fiolă. Așa. Și acum le amestecăm pe toate. Le amestecăm pe toate. Încet, încet. Așa. Și cum am mai spus, secretul la acest blat, ca să iasă pufos, trebuie să fie topit bine, bine, bine zahărul. Așa. Vedeți? Așa, și acum îl dau deoparte, între timp cât am să fac crema, zahărul se mai topește și dau așa deoparte. Și praful de copt o să-l punem la urmă, îl dau deoparte. Și acum, în vasul nostru, aici am o cutie de smântână, 20% și voi grăsime. pune tigăița mea aici pe toată. Deci 900 de grame de smântână. Voi pune 200 de grame de ciocolată după ce o încălzim. O punem puțin pe foc și o încălzim. O puteți pune și pe baie de abur, dacă doriți. Așa. Aici eu am esență de rom și vom pune una sau două fiole, acum fiecare pune după gust. Și ciocolată. Deci un pătrățel de ciocolată la mine are 50 de grame și eu voi pune 4. Eu o să tăiem ciocolata să se topească mai repede. Mai învârtim și în blatul nostru. În blatul nostru aici în compoziție să se topească zahărul. Și încercați cu degețelul. Dacă nu se simte, deci punem degețelul în interior și dacă simțim zahărul,
Atunci mai trebuie să mai amestecăm. Așa. Deci așteptăm, avem răbdare să se topească zahărul. Încă nu este gata. Așa, încă 10 smântână, o să tăiem ciocolata. Așa. Și acum o punem aici peste, în vasul nostru, și o să punem ciocolata peste. Să se topească. Așa. Și punem ciocolata toată. Și amestecăm. Amestecăm așa bine. Și lăsăm să se topească ciocolata. Adăugăm și esența de rom. Eu am să pun două fiole, să fie mai aromată. Așa. Și lăsăm să se topească ciocolata. Se topește ciocolata, ne pregătim blatul pentru pus la cuptor. Aici îl mai amestecăm puțin și să tapetăm forma noastră cu puțin ulei și cu o hârtie de copt. Așa, dau deoparte. Aici am forma, deschid cuptorul. La 180 de grade, circa, o să lăsăm circa o jumătate de oră, o să este puțin mai înalt. Cu cât este mai largă forma, durează mai puțin timpul de coacere. Așa, și acum, un pensonaj, voi unge în interior. Deci are 18 de diametru deasupra și circa 16 de desubt. Voi tăia un cerc. Această dimensiune. Să ne aduc înapoi foarfecul și vom tăia cerculețul nostru. O să vedem dacă am făcut bine. Vedeți? Și punem aici pe foc. Așa. Pe părțile laterale. Voi împărți această hârtie în 4 trapeze. Vedeți? O voi împărți și în două și apoi voi face 4 trapeze.
Deci o latură mare și una mică. Și voi tăia așa. Când îl desfacem, vor ieși 4 trapeze. Și voi tăia și partea de jos. Așa. Și acum le vom lipi pe forma noastră. Aici le vom pune cu partea mai mică în jos. Și le unim. Având în vedere că am pus, cred că le-am făcut prea înalte forma, voi tăia și surplusul. Mai amestecăm o dată în zahărul, s-a topit. Ia uitați cum arată, vedeți? Fină, fină este acum. Așa. Și nu se mai simte zahărul. Amestecăm așa bine. Nu uităm să punem și praful de copt la urmă. Așa. Și amestecăm. Deci să nu uităm să punem praful de copt. Amestecăm bine și punem în tava noastră, în forma noastră. Așa. Punem în vedeți cât este în formă? Este cam de două degete. Două, trei, cam așa este compoziția. Vom da la cuptor, pentru că din această compoziție o să-mi iasă așa un tortuleț înalt cât această formă. Deci blatul o să crească puțin și cu crema o să avem așa un tortuleț. Bună ziua, Ana Maria! Să vedem. Bună ziua, Elena! Bună ziua tuturor și bine ați venit! Dăm la cuptor 180 de grade. Eu am deschis doar de desubt. Este electric cuptorul. Așa, și-l dau la cuptor circa 25 de minute, 30. O să încercăm cu scobitoarea. O să vedem. Și-l punem aici. Și acum mai învârtim în crema noastră de smântână cu ciocolată. Să se topească ciocolata. Așa. Și apoi vom adăuga alunele noastre de pădure, 200 de grame. Dacă gustăm, dacă credeți că ciocolata nu este destul de dulce pentru smântână, adăugăm și zahăr pudră. Și o să adaug și puțin zahăr, îl adaugați după gust, zahăr pudră. Și o să adăugăm așa o lingură, două, trei am să adaug și apoi gustăm. Și amestecăm așa bine. Amestec cutelul. Așa că se amestecă mult mai bine. Și acum vom adăuga alunele de pădure. Aici am 200 de grame și le punem pe toate. Și aceasta o să fie crema noastră la tort. Amestecăm așa bine. Și aceasta este crema noastră pentru tort. Ok, este călduță, o lăsăm să se răcească și apoi o dăm la frigider până mâine. Scobitoarea pentru blat, să vedem cum este.
dacă este gata. Vedem cum este. Da, este gata. Este mai închis la culoare, că eu i-am pus zahăr brun. Așa. Să văd ce mijloc aici. Așa. Vedeți cum a ieșit mic, micuț. Așa arată blatul. Blatul nostru. Mâine îl lăsăm să se răcească. Mâine am să-l tai în trei. Și o să facem, o să-l umplem cu crema noastră. De frișcă. De frișcă, de smântână. Ia uitați crema. Vedeți cum arată? Așa. Și îl vom umple și îl vom pune aici în formă. Și o să-l întoarcem. Ce moale, moale, știi ce moale și pufos este? Ia uitați. Așa. Crema ganaj cu ciocolată și cu smântână, cu zahăr și rom, făcută ieri cu voi în direct. Acesta este blatul, un blat micuț. Și apoi vom face un fondant. Eu am să pun doar două bezele, pentru că îmi trebuie puțin. Bezele gumoase. Așa. O lingură de apă. Și zahăr pudră. Și vom avea nevoie și de ciocolată, ca să se tăiesc. Și așa. Și blatul. Un blat micuț, făcut în această formă. Și eu am să-l pun și am să-l umplu. Aici avem cremă. Vedeți? S-a întărit. O să o mixăm puțin cu mixerul sau o putem pune și așa. Și cu alune de pădure. Deci frișcă. Am pus 900 de grame de frișcă. Am încălzit-o pe foc. Am pus 200 de grame de ciocolată până s-a topit. Și am adăugat esență de rom, două fiole. Și 200 de grame de alune de pădure. Puteți pune și nuci, și fistic, ce vă place. Și aici avem blatul nostru de tort, un blat micuț. Ia uitați. Și eu am făcut așa mic ca să-l pot transporta, vedeți? Ia uitați-l. Așa. Este moale și pufos. Imediat o să-l terminăm și o să-l tăiem. Așa. Facem și sirop. Am să pun apă cu puțin zahăr, zahăr bun ca și, brun ca și la blat. Pune să se topească puțin. Cu linguriță să amestecăm. Și amestecăm așa bine. Puteți pune și esență de rom sau de vanilie. Așa, eu nu mai pun nimic pentru că zahărul brun are un gust foarte bun. Și îl fac așa conic. Și tapetăm așa bine această formă cu conic. S-a topit, am amestecat-o puțin, am lăsat-o puțin să se răcească și acum o punem aici pe toată. Să nu fie nici prea subțire, nici prea gros. Așa. Și acum voi pune pe partea de jos ciocolată. Și am să o pun așa. Nu știu dacă se vede. Am să pun. Ia să vedem. Așa. O să vedem ce o să iasă.
tai puțin vârful. Așa. Am pus toată ciocolata aici, am avut circa 50 de grame. Am să dau puțin la rece, în frigider, până tăiem blatul și după aceea o să-l tăiem întregi. O să-l tăiem așa, întregi. Este închis la culoare pentru că este făcut cu zahăr brun. Cine a văzut directul de ieri. Așa, și să mai tăiem încă o dată în două. Așa. Și vom face trei straturi. Ia uitați cum arată. Este moale. Așa. Și să întoarcem să tăiem și partea de jos. Și o dăm deoparte. Avem aceste trei straturi și o să le punem imediat, o să le însiropăm. Așa, acum o să batem și crema noastră. Uitați cum arată. Vedeți? O să o batem puțin, s-a întărit de ieri. Așa, și acum o să batem cu mixerul puțin. Puțin așa ca să o înuiem. Ia uitați cum s-a făcut. Așa, și acum o să umplem, tortul. Avem, avem blatul, crema și siropul. Așa, formele să-mi ia. Noi o să o întoarcem și o să fie partea de jos, o să fie deasupra. Așa, și vom pune puțină crema aici. Pe partea de jos. Așa. Vedeți? Se vede? Așa. O să dau așa mâine ca să se vadă. Și am pus crema. Și o întindem așa bine. Aici. Și punem primul blat, cel mai mic, o să-l punem și îl punem așa aici. Am să tai și primul, nu, îl las așa. Am să pun primul strat. Ia uitați, așa. Și împingem puțin. Voi însiropa. Siropăm așa, bine, 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 bine. Atingeți și cu degetul să vedeți dacă este însiropat. Așa. Blatul are această culoare mărănie de la zahărul brun.
vedem. Am să mai pun puțin. Și dacă mai e nevoie de sirop, mai facem. Așa. Acum vom pune cremă. Așa, să fie așa un strat cam de un deget. Așa, vom pune al doilea strat de blat. Și apăsăm așa puțin. Și acum însiropăm. Așa. Blat făcut cu zahăr brun. Așa, apăsăm așa puțin. Însiropăm așa bine peste tot. Așa. Vedeți cu degețelul ca să fie apăsați și încercați să fie bine însiropat. Așa. Eu voi mai pune puțin apă aici și puțin zahăr brun. Acum voi pune un alt strat de cremă. Așa. Deci crema este cu alune de pădure, cu frișcă, zahăr pudră, așa, cu ciocolată. Așa. Și facem așa un strat. Generos. Și acum punem ultimul strat de blat și apăsăm așa puțin. Să știți că zahărul brun are un gust delicios. Așa, și însiropăm. Însiropăm așa bine. Așa. Mâine îl scoatem împreună din formă și îl decorăm. Acum o să facem și un fondant din bezele marshmallow. Așa, însiropăm așa bine. Ia să vedem. Așa. Acum am să ridic puțin de aici. Așa. Și am să pun așa puțină cremă. Să completăm aici pe margine. Puteți pune într-un poș și cu poșul încet, încet, cine dorește. Cine nu, face ca mine. Acestea sunt torturi făcute în casă, cum le facem noi. Așa. Acum îl voi închide și tortulețul este gata, depus la frigider. Așa. Și crema care ne-a rămas, când îl scoatem, putem decora dacă dorim. Dăm deoparte, ia uitați. Așa. Și acum să facem fondantul. Deci voi avea nevoie de două bezele. Acum depinde cât fondant faceți. Multe bezele puneți, mult zahăr pudră o să intre. Așa. Voi avea nevoie de o usită.
Apoi vom avea nevoie de puțină apă. Am să pun aici cam o lingură de apă. Și am să pun așa puțin. Și am să pun la microunde. Puteți face și pe baie de abur. Dar eu pun la microunde că se face imediat. Să amestecăm așa ca să se topească. Așa. Eu mă împac foarte bine cu acest fondant. Se face repede și nu trebuie să faceți mult. Faceți cât aveți nevoie și pentru îmbrăcat tortul. Este minunat. Se întinde subțire, subțire. Nu este gros ca fondantul din zahăr. Din zahăr și cu gelatină, cum se face fondantul. Și are și un gust, un gust foarte bun, că aceste bezele sunt foarte parfumate. Așa. Amestecăm bine să se topească aceste bezele, un pic deoparte, și să punem zahărul, să-l dăm prin sită. Ia să tai aici, să... Așa. Și zahăr pudră punem cât avem nevoie. Vom adăuga puțin zahăr pudră peste bezele, așa să se topească. Și apoi vom pune pe fund și vom incorpora zahărul cât este nevoie, să avem așa consistența unei plastiline. Așa. Și apoi ne putem juca. Îl puteți și colora acest fondant. Eu am să-l las așa, alb. Așa. Acum adăugăm puțin zahăr pudră. Și amestecăm. Și apoi îl frământăm așa cu mânuța. Așa, am să mai pun puțin. Încă puțin ca să-l putem scoate din vas. Bună ziua, bună ziua și bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Așa, ia uitați. Acum o să punem peste zahărul pudră, o să scoatem de aici. Așa. Să-l punem aici peste zahăr. Ia să vedem să ne ajutăm așa cu o palețică. Ajutăm cu palețica și scoatem totul și apoi îl frământăm cu mânuța. Așa.
cum frământăm cu mânuța. Și adăugăm zahărul cât este nevoie. Cum v-am spus, să aibă consistența unei plastiline. Așa. Și întoarcem. Așa. Este foarte moale acum. Așa. Și adăugăm zahăr până are consistența plastilinei, ca să ne putem juca cu ea, cu acest fondant. Așa. Ia uitați, deja începe să fie mai tare. Mai adaugă puțin zahăr. Așa. Cred că este de ajuns. Ia uitați. Vedeți cum a venit? Așa. Și cu acesta vom face 2-3 floricele sau 2-3 trandafirași sau breteluțe. Ce doriți să faceți? Ce forme doriți să puneți pe tort? Așa. Doriți să îmbrăcați tortul cu fondant? Puneți mai multe bezele și mai mult zahăr și îl îmbrăcați. Se întinde foarte bine cu amidon. Așa. Mai pun încă puțin și este gata. Așa. Ia uitați. Acum, dau deoparte, strângem zahărul și ne apucăm să facem câteva floricele. O să punem zahărul deoparte. Așa, în formă. Să-l punem la loc. O să avem nevoie de amidon. Acum. Dăm deoparte. Așa. Și acum. Voi avea nevoie de puțin amidon și am să pun puțin amidon aici pe masa mea de lucru și să facem. Puteți întinde și cu formele să vă tăiați așa sau să faceți trandafiraș. Ia să încercăm să facem trandafiraș. Luăm așa o bucățică. Așa. Și cu puțină apă umezim și lipim frunzulițele. Așa, le facem așa cu mânuța și le subțiem. Așa. Sau puteți folosi din aceste forme și întindeți
Întindeți așa. Vedeți? Eu mă fac repede cu mâna ca să nu pierd timpul. Așa, fiecare cum crede. Eu le fac așa că se fac repede. Așa și, vedeți? Și acum subțiem această parte și facem petalele. Aici am un păhăruțul cu apă și o să le lipim cu puțină apă, așa. Așa. Și am să fac 2-3 trandafiri și atât. Și lipim așa. Așa. Și facem alte petale. Luăm de aici și am să le pun într-o cutiuță mică, 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 ca să nu se rupă și am să le iau cu mine și mâine am să le punem pe tort. Vedeți? Și ne ajutăm cu amidonul ca să putem întinde. Vedeți? Și subțiem partea de deasupra. Am să facem câteva petale mai întâi și după aceea să le unim. Așa, le punem pe amidon să nu se lipească. Așa. Fac încă una. Și începem de la petale mai micuțe și terminăm cu cele mai mari. Așa. Vedeți? Așa. Și subțiem. Și facem așa 2-3 trandafiraș. Să știți că se lucrează foarte, foarte bine, se lucrează acest fondant. Așa, vedeți? Și subțiem. Și acum să mai lipim. Să mai lipim. Așa. Așa, să mai fac încă o petală mare. Și lăsăm așa. Mulțumesc, Elena! Câtă răbdare, Mihaela! Te pup, Mihaela! Am răbdare! Îmi place! Îmi place foarte mult ceea ce fac. Altfel nu aș face. Așa. Și ultima petală și am terminat. Așa.
puțină apă și o așezăm așa aici. Și acum ori o punem într-un vas sau într-un păhăruț. Așa. Și putem întoarce și petalele așa, să semene cu trandafirul. Ia uitați. Așa. Încet, încet. Încet, încet întoarce. Și asta am să-l las așa. Ia uitați. Și-l punem așa aici. Să-i pun puțin amidon pe dedesubt. Și-l pun așa aici. Să mai facem unul. O să facem doi bobocei. Așa. Și dacă doriți să faceți și verde, îl colorați. Colorați îl așa. Colorați fondantul cu puțin colorant alimentar. Nu se ofilesc! Îi pun într-o cutie. Nu se ofilesc! Așa. Te pup, Mihaela! Abia aștept să ajung la mămica și la tătico. Mâine dimineață, la 8, decolăm. Așa. Vă ajutați cu amidonul. Știu că glumeai, Mihaela. Mulțumesc, Mărioara, din Australia. Îți mulțumesc, să știi că și eu am un băiat. Numai că e mare. Și când am timp, și când aveam timp, când el era micuț, făceam. Dintotdeauna am făcut. Dintotdeauna, eu de când mă știu, de când aveam 16-17 ani. Mi-aduc aminte sărbătorile de Crăciun, de Revelion, de Paști. Eu făceam toate prăjiturile și mămica gătea. De când mă știu eu. Și cu băiețelul tot așa, mi-am făcut mereu timp și cu răbdare. Eu așa sunt, cu mare, mare răbdare. Așa, și acum să punem. Punem puțină apă. Nu trebuie să fie perfecte. Așa, și să facem așa doi bobocei. Ia uitați. Mai punem încă una. Și facem așa doi bobocei. Ia uitați. Așa. Unul pun aici. Și putem pune în păhăruțe bobocei. Ia. În păhăruțe de țuică. Ia uitați. Așa. Și lăsăm să se usuce. Și punem așa aici. Să stea în picioare. Ia să mai facem unul. Și am să fac doi bobocei. Și să vedem. Să vedem să facem și un pic de verde. Așa. Am mai făcut încă una.
Cine nu are răbdare să facă trandafiri, întinde pur și simplu foaia și cu forme taie și aplică pe tort. Sau face șuvițe, face triunghiuri și se fac repede. Te pup, Mărioara. Te pup să știi că noi suntem harnice, toate româncele. Și ne ajutăm. Ne ajutăm în familie unii cu ceilalți foarte mult. Așa. Ia să fac un pic mai mare. Deci vă ajutați cu amidon. Cu amidonul ca să nu se lipească. Și amidonul ajută foarte bine la întins. Așa. Și acum să punem și pe acest bobocel. Vedeți că eu sub degetul cu un șervețel. Așa, și punem. Și îl aplicăm așa, pur și simplu, deasupra. Ia, uitați. Așa. Și tragem așa în jos. Nu trebuie să fie perfect. Așa, și îl lăsăm așa. Ia să-l las așa, ia uite-te. Așa, bobocelul nostru. Ia să vedem să colorăm puțin și să facem și puțin verde. Să mă plătesc pe mâini. Pe mânuțe. Așa. Să punem și puțin verde aici pe fondantul nostru, punem așa o picătură, nu mai mult. Și am să pun și puțin galben ca să iasă mai frumos. Galben, portocaliu, ce aveți? Așa, nu mai mult, e de ajuns. Și am să amestec așa cu o linguriță. Cu o linguriță am să amestec. Așa. Așa. Încet, încet, ca să nu mă colorez pe mâini. Să am să fac cu mănușele. Ia să vedem unde avem mănușelele. Ca să nu mă colorez pe mâini. Așa. O să-mi pun puțin amidon ca să-mi intre mănușile pe mână. Și să facem și frunzulițe. Și frunzulițele tot la fel. Puteți întinde și tăia sau le faceți cu mâna, cum doriți. Așa. Ia să colorăm acest fondant.
să iau așa puțin zahăr și am să pun aici pe parte. Așa și amestecăm. Mai vezi ce am făcut verdele. Și am făcut verdele și acum să facem frunzulițe, tot așa ne ajutăm cu amidonul și le facem tot așa separat și dăm formă la frunzulița noastră. Așa. Să le aplicăm așa pe trandafiraș. Vedeți cum le fac? Așa. Și acestea am să le pun pe bobocei. Acestea lunguțe, așa. Să mai întind un pic. Așa. Terminăm de făcut. Ia să vedem. Tot așa mă ajut cu puțină apă. Ne ștergem degețelul și acum aplicăm așa. Și am făcut bobocelul nostru. Uitați-l. Vă place? Așa. Ne ajutăm cu puțin amidon. Ia să-l scoatem și pe acesta de aici. Așa. Și să-i punem și lui. Și am terminat și cu floricelele, cu decorarea. Așa. Simplu, simplu. Așa. Punem puțină apă așa pe să se lipească. Și acum lipim pe bobocel. Uitați, vedeți cum arată bobocelul nostru? Ah, miroase! Să știi că sunt parfumați de la fondant. Și, într-adevăr, sunt foarte gustoși.
Așa, ia să punem așa mai sus. Ia uitați. Așa. Cum arată. Așa. Și lăsăm. Îl dăm așa cu puțin amidon. Și acum să facem și pentru acest trandafir frunzulițe. Și apoi mâine o să-l decorăm tortulețul. Așa. Și să facem frunzulițele așa. Așa. Și am să o las așa frunzulița și am să fac 3 frunzulițe și așa. Și lăsăm așa totul. Le pun într-o cutiuță. Le las mai întâi asta să se usuce puțin și le pun în cutiuță și după aceea mâine o să scoatem tortul din formă și sărbătorim. Așa, să o facă puțin mai bombățică. Așa. Și le punem așa aici. Mai facem încă una. Și ce ne-a rămas, o să facem așa ramul, așa, și am să-l fac mâine. Am să pun o peliculă transparentă ca să nu se usuce și mâine îi dăm formă. Așa, ia să facem frunzulița noastră a treia. Așa, facem 3. Ia uitați. Aveți forme de frunzulițe, întindeți și ați făcut imediat așa și tăiați cu formele, se face mai repede. Așa. Făcut una puțin mai mare. Așa. Și acum să dăm așa. Uitați-le. Și le putem aplica pur și simplu aici la trandafir. Vedeți? Așa. Și am să-l pun direct și am să-l iau direct cu acest vas. Așa. Ai făcut cu lapte praf, eu nu. Și cu lapte praf. Așa, iată. Făcuți din ciocolată. Se pot face. Așa, și lăsăm așa. Și cu ce ne-a rămas, mâine o să facem ramul.
Și o să decorăm, am să pun o peliculă transparentă. Aceștia sunt bobocei, ia să-i pun așa pe palmă, să-i vedeți de aproape. Oh, ia uitați-i. Așa. Doi bobocei și trandafirul. Mulțumesc, Mărioara, mulțumesc. Scoatem din formă, punem o farfurie deasupra și întoarcem tortulețul nostru pe farfurie. Și o scoatem încet, încet, tortulețul nostru. Și luăm și punem pe tortulețul nostru. Scoatem așa încet de aici. Și aplicăm așa deasupra. Pe tortuleț. Uitați. Și cu restul de fondant, dacă dorim, cum am spus, îl ținem în punguță, îl întindem și facem crenguțele. Și punem așa deasupra de o crenguță. Aici. Și una aici. Acesta este tortulețul.